Bună seara, vă spun din studioul Prodonces Media. În această seară vă invităm la o emisiune, o emisiune despre teologie și actualitate. Ne cerem scuze pentru faptul că am început cu întârziere, ceva probleme tehnice. Sunt Daniel Fodorean, decanul Facultății de Teologie Baptistă din cadrul Institutului Teologic Baptist din București și vă invit din această seară începând la o emisiune, emisiunea Teologia în Actualitate. După cum deja ați remarcat și ați aflat în promo emisiunii, această emisiune este un proiect comun al Institutului Teologic Baptist din București și Asociația Prodoces Media. De aceea, în seara aceasta, împreună cu mine, sunt rectorul Institutului Teologic Baptist din București, conferențiar universitar Daniel Mareș. Bun venit, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Și o noutate, Cătălin Vasile, președintele Asociației Prodoces Media, în calitate de invitat și nu de moderator, realizator al acestei emisiuni. Mulțumesc pentru invitație! Fiind prima emisiune, nu am stabilit o temă diferită de titlul acestei emisiuni și vom vorbi în seara aceasta despre teologie și actualitate. Și aș începe discuția de la o notă personală legat de cum ați ajuns la decizia de a studia teologia și aș vrea să-l întreb pe domnul rector, să încep cu această întrebare vis-a-vis de cum s-a ajuns să studiezi teologia. Da, trebuie să mă întorc în timp cu mai bine de 35 de ani. În vara lui 1984, când m-am întors la Dumnezeu și l-am mărturisit pe Hristos ca Domn și Mântuitor personal în biserica din Curtici, în acea vară, la doar 17 ani, am început să citesc o primă carte care s-a intitulat Omul de care se folosește Dumnezeu. Și în perioada aceea de entuziasm la început de viață de credință, deși era perioada comunistă, mi-aduc aminte că după ce am citit cartea, m-am rugat și am spus: Doamne, vreau să fiu un astfel de om. Visul meu era să ajung misionar prin Africa sau cine știe pe unde, până la capătul lumii. Tot atunci, foarte interesant, toamna când m-am întors la liceu, mi s-a propus să fac parte dintr-un grup de creștere spirituală și de formare teologică în acel program de pregătire intensivă, se numea Biblical Education by Extension, tradus în limba română cu prescurtarea BEE. Eram cel mai tânăr din tot grupul, nici nu știam foarte bine pe ceilalți frați din biserici din Arad, însă când m-am trezit în brațe cu o grămadă de cursuri interesante despre viața de credință, creșterea în viața de credință și evangelizarea și consolidarea credinței, mi-aduc aminte că a fost unul din cursurile de bază. Imediat după ce am parcurs primele cursuri, am fost atât de convins că voi face teologia, încât le-am spus părinților: să știți un lucru, de dragul vostru dau la facultate, intru la facultate și când se deschide ușa la București, las facultatea și mă duc la București. În perioada aceea, pentru cei care ne urmăresc și poate nu știu, nu puteam să venim la seminarul de atunci din București dacă nu aveam armata făcută. Dar nu mai puteam veni nici dacă aveam o facultate, pentru că era mai puțin decât nivel universitar, mai mult decât liceu, un fel de post-liceală. Era complicat, erau contextul acela al perioadei comuniste. Și atunci am spus foarte clar, am fost foarte hotărât, am dat la facultate, am intrat la Politehnică, am făcut armată scurtă, cum era pe vremea aceea, la termen redus. Am făcut un an de facultate și am fost hotărât să vin la București, pentru că mi-am dorit un singur lucru. Știam că Dumnezeu m-a chemat la lucrare și vreau să slujesc, așa cum e o expresie foarte cunoscută astăzi, full time, pe deplin. Și în perioada aceea, de fapt, a fost decizia de a face studii teologice. Foarte interesant, gustul l-am căpătat pornind din clipa în care am studiat acea carte, am citit-o, și apoi când am început acest curs de formare, BE,
O carte din acest curs se numea Ucenicii se fac, nu se nasc și a fost decisivă în decizia pe care am luat-o de a-l... Și ați finalizat Institutul Teologic din București, după care ce a urmat? Am finalizat Institutul în 1993. După aceea am intrat în lucrare ca și pastor la Biserica Baptistă Golgota din București. A fost un an în care Dumnezeu m-a călăuzit și spre biserică, dar am și început viața de familie. În același an ne-am și căsătorit cu Daniela, cu soția mea. Dumnezeu ne-a binecuvântat de-a lungul anilor cu doi copii, Andrei și Naomi. Dar anul acela a fost și anul ordinării mele, iar la scurt timp după aceea, în 1996, am primit o bursă la Universitatea Oxford, la Colegiul Baptist, Regent's Park College din Oxford, unde am făcut un master în teologie aplicată, iar în anul 2000 am început programul de doctorat la Universitatea din București, în cadrul școlii doctorale, care tocmai se formase în cadrul Facultății de Teologie Baptistă, împreună cu Facultatea de Teologie Romano-Catolică. Mulțumesc, Cătălin Vasile, domnul Cătălin Vasile. Cum ați ajuns să studiați teologia? Nu știu dacă cineva sau cei care ne urmărești știu că ai absolvit studii de teologie. Da, așa este. La mine studiile de teologie au fost, să spun așa, o dorință mai veche. Practic, de când eram, cred că în școala generală mi-am dorit, a fost și o dorință, să zic așa, a părinților, să, nu că m-ar fi forțat, sau, dar și-au dorit. Ideea este că împlinirea acestei dorințe a venit destul de târziu, pentru că, și asta numai datorită mie, eu sunt tulcean de origine, am venit în București special să merg pe filiera aceasta teologică. Am făcut liceul baptist, practic sunt a doua generație a liceului baptist din București. Și în momentul în care am aterizat în București, am avut în cap clar ideea de a merge spre teologie. Vreau să spun că în timpul liceului lucrurile s-au mai schimbat și asta nu datorită, n-aș putea da vina pe nimeni, ci datorită mie. Vârsta aceea, să zic, a tinereții timpurii schimbă uneori gândurile și nu întotdeauna gândurile cele mai bune. Așa că am avut așa o deturnare destul de lungă în dorința mea de a merge spre teologie. La un moment dat chiar am cochetat cu teologie la Facultatea de Teologie Baptistă, mă gândeam să mă duc la teologie limba engleză. A fost așa o mișcare destul de dură. Am pierdut niște ani în vremea aceea, am trecut așa pe la Academia de Poliție, Facultatea de Limbi și Literatură Străină și până la urmă am intrat la Facultatea de Automatică și Calculatoare, deci pur și simplu o viață destul de tumultoasă în direcția asta profesională. Și după 20 de ani, deci vreau să spun că m-am dus înapoi la teologie. Asta vedeți lucrarea lui Dumnezeu. Am rămas cu dorința aceasta de a termina și m-am dus, bineînțeles, direct la studiile de masterat. Am început în anul 2014-2016, am terminat, am făcut teologie, master în teologie la Universitatea din București, Facultatea de Teologie Baptistă și m-am bucurat că în primul rând m-am putut întoarce. Deci am făcut-o pentru că era nevoie. Consider că un om care e într-un anumit domeniu și mai ales în domeniul profesional, eu am încercat și mi-am dat seama că vreau să slujesc. De fapt asta a fost și ideea, să slujesc. Diferent de a fi slujitor, să zicem, ca pastor, dacă aș fi fost pastor, e puțin diferită când vii din afară și ești slujitor. Practic, poți să faci, zic eu, pe de o parte mai multe lucruri, ai mai multe resurse, pe de o parte ești limitat pentru că ai servicii, alte obligații, da? E, vreau să spun că dorința mea a fost să fac slujire, da? Dar oarecum puțin din exterior. Să am un job în care să-mi câștig existența, să fac tot ce pot, ceea ce fac și acum, de fapt, asta. Și cum a ajutat studiul teologic, lucrarea cu în primul rând pentru mine a fost un om care eu am următoarea, să spunem, o chestie nenegociabilă pe care am înțeles-o din Sfânta Scriptură. Eu cred că suntem toți chemați la mântuire și toți suntem chemați la slujire. Când se slujire, asta nu înseamnă că fiecare din toți trebuie să fim pastor sau știu dirijor de cor, cântăreți. Fiecare poate să facă ceva în biserică, de la dat cu mătura
a stat la ușă și a întinde o mână până la, știu eu, a ajutat pe cineva, un bolnav sau orice activitate. Pur și simplu când te pui la dispoziție, în numele Domnului, la dispoziția propovăduirii Evangheliei. Fie că e practic, fie că este într-un act de ducire, să zicem, consacrat, pastor, prezbiter sau știu eu, alte slujiri. E, în momentul în care vrei să faci lucrul acesta, trebuie să cunoști motivația, sursa. Și singura sursă care este și este infailibilă este Sfânta Scriptură. Nu poți să te duci, să conduci un, nici măcar o motocicletă, așa cum trebuie, fără să cunoști minimul necesar. Și nu vorbim numai de basic, să știi niște, să spunem, părțile legislației. Dacă te duci să mergi pe un camion sau știi eu, un autocar, ai mai multe. E, așa se întâmplă scurte. În momentul în care te pui în slujire, ești vizibil și trebuie să dai informații corecte. Și n-ai de cum să faci decât să te concentrezi în învățătura Sfintei Scripturi. Așa fiecare dintre noi avem o idee și ați văzut că lumea e plină de forme de a cunoaște învățătura biblică, dar n-ai de singura, să spun, opțiune corectă de a te informa și a da ce trebuie, este tu să te informezi, să citești, să studiezi și asta poate să faci numai dacă ai timpul și dorința de a studia Sfânta Scriptură, teologia. Da, teologia este la baza filozofiei despre lume și viață, ne dă un fundament sănătos și pentru slujire și pentru viață. M-aș întoarce la domnul rector și l-aș întreba cum a primit chemarea de a deveni profesor. Pentru că de la chemarea de a deveni student e una și după aceea a deveni profesor. Și chemarea de a deveni păstor. Sigur și... că niciodată nu poți să renunți la slujirea pastorală și să te dedici numai profesoratului. De foarte multe ori am spus că un pastor este asemenea, sau un profesor de teologie mai degrabă, este asemenea unui profesor la medicină care nu poate să le predea studenților dacă nu practică ceea ce le predă, că altfel să le vorbești numai din cărți și din teorii. Și de aceea cele două se îmbină. Iar în cazul meu aș putea să spun că această chemare s-a conturat pe parcursul anilor de studii, dar în mod special spre finalul studiilor la institut. Prin anul 4, mi-aduc aminte, începuse liceul de foarte puțin timp, chiar la prima promoție, rectorul de atunci, profesorul dr. Vasile Talpoș, mi-a spus, uite, la liceu ar fi nevoie, poate te gândești, și încă un coleg al meu de promoție, am început să predăm la liceu. Era un curs de introducere în teologie. A fost începutul, ca să spun așa, după care a urmat o perioadă ca și asistent, chiar de pe băncile școlii. Și în momentul în care am intrat și în lucrarea pastorală, am spus de multe ori că era tensiunea asta. Aveai sentimentul că atunci când ești la biserică ai vrea să fii numai acolo, când ești la institut parcă ai vrea să fii numai să dai totul aici. Și la un moment dat simțeai o tensiune între timpul pe care îl dedici într-o parte și alta. Am avut harul că biserica Golgota, în care slujesc, iată, de 27 de ani, să fi avut în istoria ei de la începuturi, chiar pe primul director de seminar, care a fost Constantina Dorian, și să înțeleagă cât de importantă este educația teologică. De-a lungul anilor, câțiva din păstorii acestei biserici au fost și directorii seminarului de altă dată. Așa că am avut susținerea din partea bisericii, deși trebuie să mărturisesc că fără susținerea bisericii n-aș fi putut să fac și activitatea de predare. Dar întorcându-mă aici, știu că atunci când era tensiunea aceasta, cel mai important argument a fost că generație după generație de tineri în care am posibilitatea să mă investesc, vor da mai departe altora. Este principiul acela al uceniciei pe care Apostolul Pavel îl spune lui Timotei în a doua Timotei 2:2, ceea ce ai auzit de la mine în fața multor martori încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Și sunt convins că de-a lungul anilor au fost generații de studenți care la rândul lor au investit în alții. Mi-am dat seama că lucrarea de profesorat în teologie este o ucenicie pe care și o ucenicizare pe care o faci la modul cel mai real, reușind într-un fel să inspiri gândul acesta în ei. De fapt, mă întorc la vara aceea în care mi-am dorit să fiu în slujire și să mă implic în slujire
Și am spus atunci, vreau să mă investesc, așa cum au făcut alții la rândul lor, s-au investit în mine, eu să mă investesc în cât mai mulți tineri, într-o generație și în cât mai multe, de fapt, generații care vin după mine. Deci este o chemare foarte nobilă, atât cea pastorală, cât și, și cea de predare. Exact. Da, am vorbit acum mult despre teologie și în pregătirea pentru această emisiune am făcut un chestionar și de acolo am descris câteva lucruri. Un aspect este, și le mulțumesc celor care au completat chestionarul, și celor care sunt în spatele acestei emisiuni, am realizat că nu prea se înțelege ce este teologia. Oamenii fug de teologie. Ce este de fapt teologia? Vorbim despre teologie în actualitate. Ce anume este? Dacă plecăm de la terminologie, pentru că așa învățăm pe studenți, orice definiție cu care trebuie să înceapă un curs pornește de la termenii cei mai importanți, chiar termenul în sine, teologie, sigur, aici nu pentru cei care sunt deja teologi în cerc eu, ci poate pentru cei care ne urmăresc și chiar sunt interesați, este alcătuit din cele două cuvinte, teos și logia. Dumnezeu și logia, care înseamnă știință sau cunoaștere. Dacă ar fi să dăm o definiție simplă a teologiei, am spune, de fapt o dă și Erickson, un teolog care a scris teologie sistematică și o definește ca fiind știința despre Dumnezeu. Augustin, cu mult înainte, spunea că teologia este o discuție rațională despre divinitate. Iar un teolog baptist, pe nume Strong, spunea că este știința despre Dumnezeu și relația lui cu universul pe care l-a creat. Sigur că o definiție foarte interesantă care am găsit-o și care cred că e aproape de înțelesul oamenilor obișnuiți este cea pe care o dă Ryrie, care spune că teologia înseamnă să gândești despre Dumnezeu și să exprimi acele gânduri cu privire la Dumnezeu, acele gânduri specifice. Și poate că una dintre cele mai vechi și în același timp o definiție foarte interesantă a teologiei a dat-o Ansel de Canterbury, care spunea că teologia este acea credință care caută să înțeleagă. Este credința care caută să înțeleagă. Cred și de aceea înțeleg lucrurile care se petrec. Este oare teologia pentru toți, din această perspectivă, cum ați definit teologia, este pentru toți sau teologia este doar pentru cei care doresc să intre într-o slujire specială, o chemare specială, pastor, misionar și ei trebuie să studieze teologia, toți ceilalți sunt doar beneficiarii și se adapă din izvorul celor care au studiat teologia. Cum ar trebui să privim lucrul ăsta? Dacă plecăm de la una din definiții, și anume că teologia înseamnă să gândești despre Dumnezeu și să exprimi într-un anumit fel acest lucru, teologia este pentru toți. Îndrăznesc să spun aici că și cei care îl contestă pe Dumnezeu fac teologie. Dar sigur că e o teologie nesănătoasă. Dar teologia, din această perspectivă, cred că este pentru toți. Și ori de câte ori vom găsi în scrierile Apostolului Pavel, el are în epistolele lui, mai ales și epistolele pastorale, expresia aceasta, învățătura sănătoasă. Când el vorbește despre învățătura sănătoasă, despre suma principiilor care definesc viața de credință, el se referă, de fapt, la ceea ce înseamnă teologia fiecăruia dintre credincioși. Este cumva, ai observat cumva în rândul credincioșilor, cei cu care ați făcut emisiuni și nu erau din rândul teologilor, să zic așa, o anumită reacție față de termenul acesta, teologie? Reacție întotdeauna există. Unii, să spunem, sunt curioși și chiar vor să vadă cum se îmbină știința aceasta despre Dumnezeu. E foarte cunoscut termenul de teologie și de mult ori, poate și datorită regimului comunist de dinainte, era ceva abstract, ceva pe care practic te încăpățânai chiar să studiezi lucrul acesta, dar sunt unii foarte interesante ceea ce se întâmplă acum de relevanța teologiei în ziua de astăzi. Dacă teologia mai are aplicabilitate în vremurile din aceste vremuri. De ce? Pentru că
consideră unic, consideră că e ceva separat, este o chestie intimă pentru unii, unii se duc acolo pentru că au o chemare specială, iar restul încearcă să o, să spunem așa, să o acomodeze după propriile nevoi atunci când chiar au mare necesitate. Deci pentru unii, practic teologia sau apropierea, știința asta de a-L cunoaște pe Dumnezeu, este pentru unii atunci când ai nevoie și treci printr-o perioadă, chiar se întâmplă ceva, cum e acum perioada aceasta de pandemie, dar în general oamenii sunt deschiși. Bineînțeles, fiecare are o percepție separată, unii mult mai, să spunem, unii au destul de eronată, adică când vorbesc despre teologie combinată cu tradiționalism, știu eu, și cu tot felul de inserții păgâne în ultima vreme. Deci atunci spunem că este o teologie defectuoasă, o teologie greșită, dar există și asemenea persoane. Ideea este că eu cel puțin încerc să evit discuțiile contradictorii pe tema aceasta și din perspectiva cunoștințelor mele în teologie, pe care sunt limitate, nu se compară cu a unui teolog care și predă la universitate, clar, dar și din faptul că încerc să preiau, pornesc spre teologie din zona realității, din ceea ce se întâmplă. Practic, întâi mă uit la ce se întâmplă și apoi mă uit la Sfânta Scriptură. Și încerc să le privesc împreună, să le pun la oaltă și apoi să dau o direcție. Practic, la fiecare dată să spun, uitați, Biblia spune asta, asta se întâmplă acum și e o legătură între cele două. Unii văd teologia foarte abstract și, de exemplu, chiar pentru alegerea titlului acestei emisiuni, am supus atenției celor care, cărora le-am aplicat acest chestionar, și am întrebat dacă acest titlu de emisiune ar fi unul relevant, bun. Marea majoritate au acceptat, dar au fost câțiva care au sugerat mai mult studiu biblic, studierea Scripturii, și după aceea, ulterior în chestionar, am remarcat faptul că oamenii așteptau ceva foarte practic și asociază ideea de teologie cu ceva abstract, cu ceva care nu-i tangibil, cu ceva care... Cum am putea să răspundem unei astfel de abordări? Pentru cei mai mulți, sigur că există această prejudecată că teologia este o activitate intelectuală plictisitoare, nepractică. Și au impresia că... Așa, matematică, scuze, exact. Pentru cei care sunt profesori de matematică. Dar probabil că atunci când ei vor înțelege că avem de-a face cu teologia, de exemplu, când ne gândim ce fel de profesie să alegem, când ne gândim cu cine ne căsătorim, când ne gândim la ce școală se duc copiii noștri, când ne gândim cu cine votăm, când ne gândim la toate lucrurile acestea practice care au de-a face cu viața noastră de zi cu zi. Când ne gândim, de exemplu, la suferință, la boală, de ce ne-am îmbolnăvit, toate acestea ridică niște întrebări care necesită răspunsuri și atunci ai de-a face cu teologia. Ca să nu vorbim de marile întrebări pe care și le pune și filozofia, cum ar fi de ce suntem aici, de ce există bine și rău, de ce suferă cei buni și întrebările pe care de obicei oamenii și le pun. Dacă există viață după moarte, adică la toate aceste întrebări, cu siguranță că teologia ar trebui să fie ceva atractiv și care să te ajute să înțelegi că poți găsi un răspuns articulat la multe din aceste întrebări. Deci, cu alte cuvinte, unii apelează la teologie fără să știe că apelează la teologie. Exact, exact. Fac teologie fără să știe. Da, fac o teologizare fără să știe. M-aș apropia de un al doilea termen aici, cel de actualitate, teologia în actualitate. Poate fi actualizată teologia? Sau este o chestiune doar pentru trecut? Sunt niște adevăruri moarte, să zic, într-un fel? Vorbim de actualizare, putem să actualizăm teologia sau? Eu aș spune altfel, chiar mă gândeam în momentul în care a spus întrebarea asta, teologia este mereu actuală. Pentru că știința despre Dumnezeu, care e mereu actual și prezent, ne face să spunem lucrul ăsta. Cu alte cuvinte, teologia are loc într-un anumit context. Mi-aduc aminte că una din disciplinele pe care le-am făcut la cursul de teologie aplicată, la programul de master, a fost tocmai teologia și contextul social. Nu poți
să separi cele două lucruri, pentru că până la urmă întrebările pe care le ridică contextul în care te afli necesită un răspuns, iar răspunsul pe care vrei să-l dai îl găsești în teologie, în cuvântul sau în descrierea pe care Dumnezeu o face în cuvânt pe cele mai importante principii de viață și de trăire pe pământul acesta. Deci putem spune teologia a fost actuală, este și va fi actuală. Și va fi actuală. Doar contextul se schimbă, exact. Și el, teologia îmbracă doar prin limbajul său actualizare, dar în esență ea rămâne aceeași. Care sunt formele în care cineva ar putea să studieze teologia? Sigur că aș porni aici cu o explicație. Cineva ar putea să studieze în mod formal teologia, dacă am amintit deja de acea pregătire pe care o amintea Cătălin în cadrul unui liceu teologic baptist. Deci, practic, de acolo a început o pregătire formală în teologie, continuând apoi cu facultatea de teologie. Există la ora aceasta posibilitatea ca un tânăr să studieze teologia în cadrul Institutului Teologic Baptist din București, dacă își dorește să studieze, să pregătească pentru slujirea pastorală, teologia pastorală, dar nu numai pentru teologie pastorală, pentru că avem pe lângă programul de învățământ cu frecvență un program acreditat de învățământ la distanță în care toți aceia care sunt implicați într-o oarecare slujire în biserică, tineri și tinere, bărbați și femei, sunt bineveniți în cadrul acestui program pentru a se echipa, pentru a-și sistematiza modul în care ei înțeleg adevărurile lui Dumnezeu și pentru a le aplica la slujirea pe care ei o fac. Așadar, în cele două programe de la institut, dar și în cadrul Facultății de Teologie Baptistă, unde există un program de licență cu dublă specializare, teologie și asistență socială, foarte interesant că în această dublă specializare cineva se echipează și cu adevărurile din punct de vedere teologic și cu o înțelegere asupra lumii și a vieții, așa cum s-a amintit ceva mai devreme, dar și cu acele abilități de a sluji pe semeni, mai ales pe cei care sunt în nevoie. Dar există acea, dacă vreți, pregătire continuă, care are loc și un fel de echipare chiar la nivelul bisericilor. În unele biserici mari există cursuri de formare și acolo cei mai mulți prind doar gustul pentru teologie, urmând ca după aceea să-și dorească să studieze mai mult în cadrul unui program de studiu în teologie. Deci teologia, am putea să spunem, cred că nu greșesc dacă spun, începe chiar din familie. Chiar din familie, în momentul în care ne educăm copiii după principiile Scripturii, învățând pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va fi mare nu se va bate de ea, teologia începe de acolo. Deci, înțelegerea lui despre viață, despre Dumnezeu, începe de acolo. Deci, într-un sens, putem spune că atunci când spune cineva sau când se referă la teologie, am studiat teologia, se referă în special la un program formal. La un program formal, exact. Dar există contexte informale de studiu al teologiei. Nu știu dacă Cătălin Vasile a fost expus la ceva contexte de genul acesta în biserica din Tulcea, în bisericile din București. Eu cred că e foarte frumos. Când am făcut cursul de master la Facultatea de Teologie Baptistă, am avut un curs cu fratele Talpoș, și spune noi, Vasile Talpoș, și rectorul, fostul rector al Institutului Teologic Baptist, și l-am avut și profesor. El fiind și păstorul Bisericii Baptiste Nădejdea mulți ani, pe care ne-a binecuvântat copilul, ne-a căsătorit, deci am trecut prin toate aceste etape. Când l-am avut ca profesor, am realizat că, de fapt, noi am făcut teologie la biserică în fiecare duminică. Deci pastorul este un teolog. Exact. Deci am văzut că, de fapt, ceea ce se întâmpla la biserică nu erau decât niște lecții de teologie. Bine, într-o formă mai pe înțelesul majorității, să zic așa, dar nu se abătea de la principiile, să spunem, studiului teologiei. Vorbim de interpretare corecte, vorbim de claritatea cuvântului Dumnezeu, fără
abatere stânga sau în dreapta, pentru că diferența era că ceea ce făcea fratele pastor Vasile Talpoș era următorul. Punea într-o formă mai de înțeles pentru restul bisericii, care era mixtă, oameni cu diverse nivele de pregătire. Ceea ce se întâmplă este că, într-adevăr, am fost expus la biserică, mai mult, sunt expus acum și când sunt cu invitație. De foarte multe am aici invitați teologi, vreau să spun că când am emisiuni despre teologie, mă pregătesc. Nu de alta, dar nu vreau să... De obicei mă pregătesc la fiecare emisiune, dar în special la teologie. Și de ce e important? Pentru că nu vreau ca de aici, de la pupitele acestea, să plece o erezie, o informație greșită, o interpretare greșită. Sunt, cred că, destule interpretări și manifestări greșite al interpretării Scripturii în mediul online, cel puțin acolo unde ne desfășurăm, așa că ne ferim și încercăm să fim foarte, foarte atenți la ce mesaje pleacă de aici. Și invitații, să știți, dacă observați invitații noștri, cel puțin pe zona de teologie, cei care vorbesc despre teme teologiei, au o anumită pregătire și au un anumit caracter. Și apoi oameni care au, să spunem, o reputație bună în mediul evanghelic și numai. Da? Deci până acum am adus teologia undeva jos, este pentru toată lumea, vreau să ne întoarcem din nou. Numai puțin dacă îmi dai voie, Daniel. Deci până la urmă felul în care ne afectează teologia pe toți este la nivelul personal. Fiecare dintre noi, într-un fel, într-o măsură mai mare sau mai mică, suntem, aș spune, afectați de teologie și o teologie sănătoasă produce un caracter cristic. Mm-hmm. Pentru că, dincolo de un crez corect, o teologie sănătoasă trebuie să producă chipul lui Hristos în cel credincios. Eu cred că ăsta, până la urmă, trebuie să fie scopul teologiei, să ajungi să cunoști. Pavel își făcuse o țintă, vreau să-L cunosc pe Hristos și puterea învierii Lui și să mă fac asemenea cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui. Deci până la urmă cred că și atinge țelul teologia, indiferent în ce context se desfășoară ea, dacă ea produce un caracter cristic în cei care sunt expuși la teologie. Dacă nu schimbă teologia. Dacă nu schimbă teologia. Înseamnă că s-ar putea ca teologia să fie nesănătoasă, da, să fie greșită și eu să amintesc imediat, pentru că într-un fel e tranziție la ceea ce ai spus, trăim o vreme, dar nu-i numai acum, a ereziilor. Acum e mai vizibilă. E vremea aceea a unei... Cineva spunea, mi s-a părut foarte interesant, sunt câteva arene în care se face teologie. Uh-huh. Și una dintre ele e foarte largă, e teologia de tip tabloid. Tot ce e senzațional, tot ceea ce este nou, uitați-vă la multitudinea de religii pseudo-creștine, secte care au apărut și învățături, tot ce e nou ți se pare interesant și dintr-o dată spunea un teolog că inima noastră poate avea ușile deschise și la nivelul acesta al teologiei tabloid, dacă cineva aude ceva, e gata să primească orice, numai pentru că e senzațional, numai pentru că este ceva cu totul ieșit din comun. Și probabil că mulți dintre cei ce ne urmăresc vor recunoaște anumite manifestări ale celor care aplică sau sunt fascinați de teologia tabloid. Îți spune cineva o poveste care te captivează, cu o minune, cu cineva care, eu știu, ți-a vorbit despre ceva și dintr-o dată ai avut impresia că s-a întâmplat un lucru extraordinar. Fără să mai verifici cu Scriptura, dintr-o dată ești gata să crezi în genul ăsta de teologie. Apoi există teologia populară. O teologie populară formată din auzite. Am auzit că îngerii sunt cu aripi, am citit în Scriptură 1-2 versete și încercăm. Artiștii și au imaginat și atunci teologia noastră la nivel popular este formată din ceea ce noi am auzit. E un fel de teologie din asta, din popor, pe care adeseori o folosim. Mulți își imaginează și ați auzit multe întâmplări cu Petru care stă la poarta cerului, care are nu știu ce. Deci toată această teologie este teologie de tip popular. Pentru că apoi să vorbim despre acea teologie a laicilor care încearcă să sistematizeze ceea ce cred ei și ceea ce au citit ei despre Dumnezeu și își fac un sistem destul de organizat.
Abia după această teologie de tip laic, spuneam ceva mai devreme că am început să studiez în acele grupuri de formare spirituală, abia după asta urmează acea teologie pastorală sau, dacă vreți, cea care te echipează pentru o anumită slujire, unde pe parcursul unui program bine pus la punct studiez ramurile mari ale teologiei, începând cu disciplinele fundamentale, cu introducerile la Vechiul și Noul Testament, limbile originale în care s-a scris Scriptura, ebraica și greaca, continui cu teologia practică și așa mai departe. Deci, iar după asta urmează ceea ce am putea să numim acea teologie a profesorului de teologie, fie că o predă la liceu sau la institut. Deja aici el este capabil să prezinte într-un sistem bine organizat principiile teologice, pentru că în final să vorbim de teologia academică, unde cineva în modul critic interacționează cu alți teologi de marcă și creează un anumit sistem de gândire în teologie. Am trecut repede prin asta, dar am vrut să creionăm, deci, într-un fel, aici, arenele astea în care se întâmplă aici teologia. Sunt mai multe nivele ale studiului teologic asociate cu diferite surse ale teologiei. Intuiția, exact, comunitatea, poporul, ceilalți, și până ajungem să descoperim, de fapt, esența textului în teologie. În teologie. O anumită metodologie după care faci teologia. Unii văd că această metodologie ar fi chiar o piedică. Și unii spun, eu nu sunt teolog, eu nu vreau să-mi închistez mintea mea și să-mi pun lucrurile într-un sistem. Eu vreau să gândesc liber. Da, e ca și cum ți-ai pierde ungerea Duhului dacă vii cu o schiță să predici după ea. Dar nu vreau să intru în dezbate de genul ăsta. E sentimentul ăla că dintr-o dată te-ai îngrădit. Nu, dimpotrivă. Reușești să exprimi mult mai coerent ceea ce tu ai înțeles despre un anumit pasaj. Nu se poate să deschizi Scriptura și să nu te întrebi cine scrie, cui scrie, de ce scrie și în ce context. Eu am trăit o experiență de genul acesta când am venit la institut. Eu am început să predic la vârsta de 16 ani jumate, 17 ani, și mi-a plăcut foarte mult cărțile de teologie, să le studiez. Primul an a fost un șoc pentru mine, pentru că mi-am dat seama că nu mai știu nici ce știam înainte și nu reușesc nici să mă integrez în... Pentru că venisem deja într-un fel cu un sistem. Deci cred că asta e vorba. Exact ce am spus până de vreme. Exact. Da. Și atunci încercam să ajustez. Eu aveam anumite adevăruri așezate într-un anumit fel și nu se potriva. Ce avantaj aduce studiul teologiei într-un program formal? Că am vorbit acum faptul că trebuie să te ajute cineva, să te ghideze. Te ajută în primul rând să-ți dezvolți un mod de a fi critic cu propriul tău sistem. Exact cum ai spus, când ai venit la seminar, ai avut impresia că știi foarte multe, după primul an ai avut că nu mai știi nimic și apoi ai început să fii critic cu propriul tău sistem de a gândi și a explica lucrurile, pentru ca după aceea să le poți formula interacționând cu alți autori care sunt teologi și care au trecut prin acest proces. Deci eu cred că experiența aceasta, indiferent care este, hai să zic, background-ul din care vine cineva, îl va ajuta să-și articuleze mai bine credința. El poate să fie un inginer, poate să fie un profesor, poate să fie un medic, dar în momentul în care studiază sistematic teologia și deprinde anumite metode de studiu, are posibilitatea ca să-și exprime și să-și explice credința mult mai bine. Să o trăiască la locul de muncă. De aceea cred că este important ca cei care au posibilitate să intre într-un sistem formal de studiu al teologiei, fie la distanță, fie la zi, pentru a putea să aibă o pregătire coerentă în ceea ce privește studiile teologice. Ceea ce întotdeauna a fost fascinant pentru mine, mai ales în anii 90, când, sigur, ne-au vizitat profesori din străinătate, a fost să înțeleg că în seminariile din America ajungi să studiezi teologia doar dacă ai obținut o altă licență într-un alt domeniu. Nu puteai să te duci direct de pe băncile liceului. Asta spune ceva. Asta spune că deja tu ai niște deprinderi
de a studia, de a cerceta și ești echipat și pregătit să faci, să faci studiul acesta. Și cred că, până la urmă, și în contextul nostru, am avut surpriza și bucuria chiar la noi, la institut, să vedem atât în programul de zi, programul cu frecvență, dar mai ales în programul de învățământ la distanță, tineri și tinere care, chiar dacă au avut o licență, poate chiar două licențe și un master, și-au dorit foarte mult să parcurgă programul de teologie, de pregătire teologică, tocmai pentru a fi mai eficienți în anumite slujiri pe care ei le făceau în biserică și chiar mai eficienți în relația de la locul de muncă cu colegilor. Dacă ar fi să ne gândim la emisiunea pe care o lansăm în seara aceasta, în parteneriatul acesta, din perspectiva unui om implicat în media creștină, de ce credeți că e nevoie de o astfel de emisiune? Teologie în actualitate. Mi se pare că dacă am venit cu subiecte, ma bombă, poate de un show religios, poate că ar fi mai atractivă și s-ar putea să oamenii să nu caute așa mult teologia. Totuși, de ce e nevoie de teologie în actualitate? În primul rând, una din calitățile pe care creștinul ar trebui să le aibă în vremurile acestea este să le înțeleagă. Și ca să înțelegi ceea ce se întâmplă în jurul tău, trebuie să înțelegi în primul rând ce spune Sfânta Scriptură. Și aici când vorbim la înțelegerea Sfintei Scripturi, trebuie să vedem ce a vrut să spună autorul, știind cine este autorul, da? Biblia este însuflată de însuși Dumnezeu, scrisă de mai mulți scriitori, dar autorul unul singur, ce a vrut să scrie la vremea respectivă și cum putem actualiza, dacă vorbim despre vremurile acestea, textul acela la vremurile în care trăim. Nu ne putem feri de ceea ce se întâmplă în realitatea înconjurătoare. Suntem în lumea aceasta, fie că credem, fie că nu credem într-o divinitate, în Dumnezeu, suntem supuși acelor nevoi, provocări, ca oricare dintre ceilalți cetățeni acestui pământ. Creștinul are o nevoie, a spune eu, și ar trebui să aibă o calitate în plus. Cu Biblia în mână și cu realitatea înconjurătoare să le pună și să le compare și să înțeleagă că, de fapt, ceea ce se întâmplă a fost prevăzut, a fost anunțat, există un ghid practic a ceea ce se întâmplă și ceea ce trebuie să facă creștinul în vremea aceasta. Așa că noi trebuie să practic să ne facem ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem, să fim lumina și sarea pământului. Și noi nu putem fi asta decât dacă suntem conectat la sursă și sursa este, bineînțeles, Dumnezeu și s-a relevat. Și cunoașterea lui Dumnezeu. Atât. Și acum, dacă vorbim despre pregătirea teologică, de obicei oamenii cred și cred greșit că ar trebui să te duci să faci teologie, să studiezi teologie, numai dacă ești, să spunem, pe lista sau ai în plan să vrei să predici, să fii, știu, misionar sau vrei să fii... Nu! Poți să fii un om care stă în biserică, dar vrei să fii informat și vrei să fii mai mult apropiat de Dumnezeu. A face teologie nu înseamnă automat de a te duce asta într-o bancă. Există acum forme diverse de a face teologie. Sunt cursuri la distanță, sunt cărți de teologie, există studii biblice, se pot fac module separat, sunt o grămadă de forme. Pentru un om care vrea să se apropie de Dumnezeu, e musai să-L cunoască pe Dumnezeu. Nu poți să faci ceva spus de cineva, de stăpânul Universului, fără să cunoști ceea ce spune. Și asta nu poți să faci decât studiind. Și atunci ai nevoie, ca să înțelegi Scriptura așa cum trebuie, să ai curtea cunoștințe de istorie biblică, de istoria bisericii. Vorbim de, dacă ne uităm la Vechiul Testament, vorbim câteva cunoștințe. Și asta să știți că se face într-un format organizat. Așa autodidact, să știți că suntem mulți. Apropo de studiul format. Mulți preferă, apropo, mai învățăm după ureche, mai ce zice cu tare frate, ce mai auzim pe la televizor, ce mai o citim de pe internet, mai ne uităm la o predică online și credem că suntem învățați și că putem gata să slujim. Nu! Studiul Scripturii, și aici vorbesc de studiul Scripturii, se face în mod sistematic. Se ia carte cu carte, se citește contextul, se încearcă înțelegerea la vremea când a fost scrisă și apoi aducerea în actualitate. Adică, până la urmă, ce am vrut să spun atunci și ce spune mie astăzi în secolul 21. Și apoi, ce trebuie să fac? De fapt, lucrul acesta m-a motivat într-un fel să
vin să mă implic într-o astfel de emisiune, pentru că vorbăria nu e egal cu predica. Și nici tot ceea ce vorbim și nu orice emisiune, orice cuvântare egal și ceva sănătos. Și am văzut că există cel puțin trei pericole în mijlocul nostru, chiar evanghelici fiind: secularismul, analfabetismul biblic și erezia teologică. Și aceste lucruri m-au făcut să mă gândesc cât ar trebui să facem ceva. Și marele predicator Spurgeon, așa numitul prinț al predicatorilor, spunea așa: un predicator bun este mai întâi un teolog bun. Pentru că și asta a fost o mare provocare la vremea aceea când am citit afirmația asta lui, pentru că nu poți să predici cuvântul Evangheliei, să predici adevărul lui Dumnezeu în așa fel încât oamenii aceia să fie hrăniți, să găsească răspunsuri la întrebările pe care le au ei astăzi din cuvântul lui Dumnezeu și pe baza cuvântului Dumnezeu. Dacă ar fi să ne gândim la întrebarea cu care am început, până la urmă, teologia este o reflecție a bisericii asupra mântuirii pe care a realizat-o Hristos și a modului în care noi înțelegem să ne ducem mai departe mântuirea aceasta. De aceea, această emisiune încearcă să așeze un fundament, nu doar să fie doar practică, fără să avem o temelie. Mult sar peste ideea practicului, dar nu vrem să fie o emisiune care să fie lipsită de ancorare în realitate. Cele două lucruri vin împreună. Ce așteptări are rectorul Institutului Teologic Baptist din București cu privire la această emisiune? Este produsă în acest parteneriat. Ce așteptări ar fi? Cea mai mare așteptare de la această emisiune este ca teologia să devină atractivă pentru cât mai mulți din membrii bisericilor noastre. Să nu fie ceva care să pară doar pentru o elită, doar pentru unii care au terminat un master și acum vor să mai facă și teologia, că nu sunt în stare ceilalți. Nu. Să devină atractivă, asta îmi doresc cel mai mult, să devină atractivă pentru diferitele grupe de vârstă din biserică, și pentru cei în vârstă, și pentru cei mai tineri, și chiar și pentru copii. Ăsta e unul din lucruri. Doi, aștept ca emisiunea asta să fie printre cele mai urmărite emisiuni de la Prodocens și așteptate cu nerăbdare, pentru că vă spuneam la un moment dat, când facem teologie? În fiecare zi facem teologie. Și când ne gândim cu cine votăm, facem teologie. Și când ne gândim ce școală vom urma sau ce școală vor urma copiii noștri. Exact cum spuneam ceva mai devreme. Și când ne gândim ce are Dumnezeu de spus la tot ceea ce se întâmplă la momentul acesta în lume. Criza pandemică. Persoanele care trec prin această experiență. De ce unii din colegii noștri păstori, din cei care au trebuit să treacă prin experiența asta. Toate sunt legate de teologie. Teologia are de-a face cu toate astea. O sarcină grea pentru mine, după cele spuse, având în vedere că teologia va trebui să devină atractivă. Și ascultând ce spunea domnul rector, mi-am dat seama că la institut vom avea un al treilea program. Unul este program la zi, celălalt este program de învățământ la distanță online și avem un program prin televiziune, pe Facebook, și este emisiunea Teologia în Actualitate. Noi ne propunem să facem educație, învățătură prin această emisiune. Ce ar aștepta Cătălin Vasile la o astfel de emisiune? În primul rând, eu vă mulțumesc pentru inițiativa aceasta. E o bucurie să avem în grilă o nouă emisiune și mai ales o emisiune de teologie. Apoi, eu întotdeauna am făcut poze cu scaunul acela și am zis, abia aștept cineva să vină să-mi ia locul și încă mai aștept, loc încă e, deci, stimați prieteni, puteți să veniți cu idei. Așa că așteptarea mea este următoarea. În primul rând, ce mi-aș dori este ca emisiunea aceasta să devină o referință în tot ce înseamnă spațiul acesta mediatic, cel puțin evanghelic, un loc unde oamenii să găsească informații de calitate, corecte din punct de vedere biblic, într-un limbaj pe înțelesul tuturor.
Aș vrea, de exemplu, și vă fac aici o paranteză, eu știu că teologia necesită un anumit set de cunoștințe, cât de cât un limbaj, dar vreau să spun, dacă se poate, invitații pe care îi veți avea, să folosească probabil o limbă română cât mai simplă, cât mai simplă, cu poate cu ilustrații, cu exemple, cu... Accesibilă. Accesibilă, pentru că oamenii de obicei caută lui. Dacă ne dorim un lucru foarte avansat, putem face și lucrul acesta, dar dacă vorbim despre actualitate, aș dori ca toată lumea să aibă acces la informații. Să dea seama că, de fapt, teologia asta nu este ceva care putem pune acolo pe un raft anume, niște cărți așa foarte groase și greu accesibile, ci este un lucru pe care, cum spuneați, o facem de fiecare dată, în fiecare zi, vrem, vrem, facem. Și când trecem teologie, facem strada. Când trecem strada, facem teologie, scuze. Așa că, într-un limbaj cât de cât popular. Și apoi, dacă se poate... Dar nu moment... popular, dar nu tabloid și nu, 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 nu folcloristic. Nu. Aici vă rog frumos, aveți grijă. Am să vă dau o listă pe, cu niște chestii, cu niște restricții, să spun, în calitate de moderator. Aveți rolul acesta și de a păstra o linie corectă din punct de vedere al, să spunem, sistemului în care noi facem parte. Adică, chiar puteți invita și vă rog să faceți lucrul acesta la un moment dat când vrem să cunoaștem poate și alte sisteme. Și aici ați văzut, am invitat din toate cultele creștine și oameni care sunt unii chiar necredincioși. Încercăm totuși să prezentăm Evanghelia și din perspectiva aceea. Dar atunci când vorbim despre învățătura practică, de ce să fac, trebuie să fie cât de cât ușor de înțeles și nu abstractă, lipsită de orice, să spunem, neînțelegere, lucruri care la un moment dat poate să genereze discuții, știu eu, dezbateri de astea interminabile. Da. Un lucru foarte important și vă felicit pentru treaba aceasta este că ați îndrăznit să faceți acum. Este, știți, foarte ușor este și nu căutăm întotdeauna rating. Oameni buni, dacă am fi vrut rating, am fi ales o emisiune de cancan. Cancan teologic, să știți, sau cancan evanghelic. Putem vorbi despre orice altceva, mergem la limita doctrinelor în stânga și în dreapta. Nu, nu căutăm să scoatem în evidență oameni, nu uităm să scoatem în evidență și problemele din interior, ci dorim să cunoaștem învățătura pe care să o dăm și altora. Aici se vor uita și foarte mulți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Gândiți-vă la fiecare emisiune, la sfârșit, cu ce pleacă o privitorul la sfârșitul emisiunii. Și vreau să închei, dacă îmi dai voie, cu un verset, l-am amintit întreagă, dar l-aș citi, din 2 Timotei, capitolul 4, ca să înțelegem un pic contextul global în care trăim. Apostolul Pavel avertizează pe Timotei și spune: te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, apropo, trăiesc cu responsabilitate aici, pentru că știu că voi da socoteală. N-am impresia că trăiesc oricum și nu dau socoteală într-o bună zi. Provorește cuvântul stăruia asupra lui la timp și la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Subliniez versetul 3, că își va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Și pun aici un egal între învățătura sănătoasă și teologia sănătoasă. Așa e. Da, mulțumesc mult. A fost câteva idei foarte importante pentru noi, pentru această emisiune, pentru ce va fi această emisiune. Vă mulțumesc că ați fost în seara aceasta la această emisiune și dacă ați vrea să adresați un cuvânt așa de final celor care ne-au urmărit în seara aceasta. Am început mai târziu, suntem încă în formare, dar adevărul pe care dorim să-l împărtășim și dorim să vi-l împărtășim este același și vom face din el ținta preocupărilor noastre. Eu aș încheia tot cu un verset biblic. Este ceea ce îi spune Dumnezeu lui Iosua într-un moment de răscruce, într-un moment important, unuia din conducătorii spirituali și conducătorii administrativi ai lui Israel: cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei lucra cu înțelepciune și atunci vei izbuti în toate lucrările tale. Gândul pe care aș vrea să-l adresez celor care ne urmăresc este
Stimați prieteni, rămâneți cu atenția asupra noastră, asupra Prodocens Media. Suntem în proces de a aduce în fața dumneavoastră și alte emisiuni. Pe lângă ceea ce avem deja, încercăm să creștem în mod organic, fără să facem eforturi, pentru că pregătirea unei emisiuni, să știți că necesită efort și vă poate confirma și realizatorul nostru din seara aceasta, pastorul și decanul... Două luni de zile, trei luni. Daniel Fodorean. Știu ce înseamnă locul acesta pe propria piele. De aceea încercăm să vă aducem materiale de calitate. Și atunci, pentru treaba aceasta, avem nevoie, în primul rând, de rugăciunile dumneavoastră, de suportul dumneavoastră și de sugestiile și chiar criticile, să spunem, feedback-ul dumneavoastră e foarte important. Așa că, până vom avea o adresă de e-mail specială pentru această emisiune, puteți să ne trimiteți un e-mail la adresa contact@producensmedia.ro, în care să ne trimiteți sugestiile dumneavoastră, propunerile dumneavoastră și, de asemenea, idei de alte emisiuni. Locul acesta este la dispoziția Evangheliei, este la dispoziția lui Dumnezeu, așa că ne dorim ca tot ce se întâmplă aici să ducă la apărarea și promovarea valorilor creștine, care, spre bucuria noastră, nu se găsește în altă parte decât în Sfânta Scriptură. Așa că studiați Sfânta Scriptură, citiți și trăiți viața așa cum vă învață Biblia. Emisiunea este transmisă atât pe Facebook, la Institutul Teologic Baptist, cât și pe pagina de Facebook a Prodonces Media. Acolo puteți lăsa comentarii, puteți să lăsați și întrebări, puteți trimite întrebări atât la adresa menționată mai înainte, cât și pe adresa mea, decan@itb.ro. Întrebările dumneavoastră le vom lua în discuție cu invitații noștri. De fapt, aseară am primit o întrebare. Nu era locul să discutăm acum, de a aduna aceste întrebări și vom încerca să răspundem la aceste întrebări. Este o emisiune de întrebări și răspunsuri, dar răspunsurile le vom căuta într-o singură și unică sursă, și anume Cuvântul lui Dumnezeu. Nu uitați, în fiecare marți, la ora 20, vă așteptăm la emisiunea Teologia în Actualitate și faceți din această emisiune să fie emisiunea ta. Fă din această emisiune să fie emisiunea ta. Este acronimul acestei emisiuni, TA, Teologie, este emisiunea ta. Vă doresc o seară bună și vă aștept pe data următoare la ora 20 în ziua de marți.